Uniunea Europeană s-a repliat rapid din punct de vedere ideologic. Adică alteritățile, ca să se elimine aceste tensiuni civilizate, mai mult pe criterii de tip sexual, în sensul că cine sunt inamicii Occidentului? Păi, în general, cei care nu acceptă egalitatea sexuală. Și evident că cei care nu acceptă aceste noi valori sunt tot cei care au venit din periferie, adică vechile alterități ale Occidentului. Hai să vă mai pun o întrebare. Dacă ne duceam noi la ei și voiam să-i civilizăm, spuneau că nu sunt după chipul și asemănarea noastră și merită orice pedeapsă numai să se îndrepte cum era. Noi cine? La cine noi vă referiți? Noi e europenii.